A fost soluționată contestația depusă la licitația pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe. Autoritățile speră că în această primăvară să înceapă primele lucrări la unitatea spitalicească. Valoarea totală estimată a acestui proiect este de 3,3 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată în principal de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu 2 miliarde de lei, precum și printr-un credit de 1,25 de miliarde de lei de la Banca Europeană de Investiții, echivalentul a 250 de milioane de euro. O asociere de constructor român a renunțat la contestația depusă la licitația pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași, procedură cu o valoare record a contractului de lucrări, peste 1,8 miliarde de lei. Ofertele vor fi deschise pe 11 aprilie. Principalul motiv invocat de asociere a vizat faptul că cerința este restrictivă pentru constructorii care activează pe piața din România și favorizează companii din străinătate. Primele lucrări a fost semnat deja miercurea trecută la sediul guvernului în prezența primului ministru Marcel Ciolacu și a domnului ministru Rafila au fost clarificate și aceste contestații în așa fel încât să nu mai existe aceste restricții în ceea ce privește participanții la această importantă licitație, un proiect mult așteptat. Mă bucur că au fost rezolvate toate aceste probleme în așa fel încât graficul propus de către Ministerul Sănătății prin Andis, care se ocupă de acest important proiect, graficul să poată să fie respectat. Primele lucrări se vor face pentru excavarea pământului pe care care va fi construit noul spital. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Sănătății și Andis, ar trebui ca săptămâna viitoare să fie și o primă vizită în teren. Spitalul Regional de Urgență din Iași va reprezenta un punct de referință în domeniul medical, urmând să aibă o capacitate de 850 de paturi și 20 de săl de operație.